Salut! Am apărut online. Mă bucur. Mult, enorm. Pentru mine e o victorie mare. Normal, la nivel mini-tehnicul, atât mă duce ca acum. Pentru cei care nu știu, dispariția mea s-a datorat unui tsunami care a avut loc pe trotuar. E normal, lui m-am ales cu o biletă nouă. Vedeți că detalii suplimentare, bonus acolo. Knockdown, în paranteză bieleta. Asta e. Mi-a dat peste cap tot ce construiește meu în apartamentul 14. Nu mai mă putea mișca. Așa că, în prima urgență, am reușit să mă aduc în fața calculatorului. Mouse-ul funcționa, toate funcționau. Deci, teoretic, puteam să merg mai departe. Însă m-a lovit de o hibernare intelectuală. Porneam toate sculele și stăteam. Călingeam rănile. Nu mai aveam chef de nimic. Nu mai mă interesa nimic. E asta m-a îngrozit rău de tot. Dar uite, astăzi am reușit cât de cât să nu aveți pretenții cumva de înaltă calitate a acestei însemnări. Să marchez revenirea mea în joc. Despre ce e vorba? E un link acolo, oglinda. Intrați pe link, vedeți în partea stângă, am făcut niște demersuri succesive înainte de cutremur, de tsunami. La NPC, la SE, furnizare ESA și la SRR. Și am zgâsit și am zis o multe acolo. Rezultatul, după perioada de gestiune, gestație tipică, 30 de zile, au dat răspuns. Un răspuns complet, corect. Însă, Florin Soreață, director general, nu mă satisface din punct de vedere intelectual. Și-a spus un lucru acolo. Între timp a apărut ordonanța de urgență numărul 34 din 2014 privind drepturile consumatorilor, care la articolul 23 se referă pe larg la vânzarea nesolicitată și se termină cu absența unui răspuns din partea consumatorului în urmă unui astfel de furnizări sau prestări nesolicitate nu reprezintă un consimțământ. E o propoziție prea lungă pentru puterea intelectuală a directorului general Soreasa. Asta e. Ce spune acolo e foarte argumentat. Am descoperit și motivul pentru care reacționează în felul în care reacționează. Însă, în mod normal, dacă și înțelegea ce citește, trebuie să se uite dracului cu ordonanța asta de urgență și să spună în bază de ei, dispare obligația asta. Că vine din urmă al dracului, de 2007. Și asta este mult mai recent, în 2014. Dar cine dracului să gândească? E treabă complicată cu gânditul ăsta, chiar dacă ești director general. La Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Direcția Generală de Control. Mamă, mă umple de respect. De intelectual, sunt niște rahați. Asta e. Și totuși, culmea a avut un efect bun. Că după ce am făcut eu tărăboiul ăsta, și cred că pot să mă mândresc că sunt dintre puținii într-o care a reacționat așa de violent asupra unei nedreptăți, care am justificat-o foarte clar. Dar cine dracu să priceapă? Treaba cu gânditul complicată. A sărit la cap și Liviu Dragnea, care, sunt complet alte motive, a desfințat cele 100 nu știu cât acte, printre care și asta.
i-am luat fața. Din punct de vedere intelectual, am fost mai performant decât Drag Night Company. Mă mândresc cu treaba asta. Că practic n-a mai fost nevoie de tot demersul meu, voi de s-a rezolvat, nesemnificativ. Mi-a arătat felul meu de a gândi. Asta e. Nu toată lumea are genianul meu. Că maica ta, în 1937, să fie absolvit dreptul. Probabil în 45, când m-am născut eu, prin laptele matern, mi-a transmis niște noțiuni de asta de drept. Și le înțeleg instinctiv. Așa chiar dacă, așa am sezizat asta, chiar dacă au dreptul făcut pe bune, tot nu înțeleg noțiuni de drept elementare. Mai țineți minte pe Boc, unul oarecare, care a trecut pe la metri viața, care a fost șocat, ieșind doctor în drept, când o reporteriță i-a tras atenția că fură atunci când ia microfonul fără acceptul acestea. Deci doctorul în drept n-avea noțiuni elementare de drept, ca să înțeleagă noțiunea de fur. Ghinion pentru mine și în special pentru voi, că eu cât de cât uitați am mai revenit în parametri. Asta a fost postarea mea. N-a spus după așteptată să funcționeze prea bine, e normal. Detalii suplimentare. Intrați pe bilet acolo. Între timp am modificat și formularul ăsta care îl folosesc eu pentru afișare. A apărut și DAI 2, care pentru mine e un certificat de naștere. A fost foarte așa, dacă reușesc să-mi revin. Bănesc că pentru foarte mulți care au trecut prin ce a trecut eu, mă refer la o montare de bieletă nouă, e cam terminat. Iar chiar în condițiile astea, totuși merg mai departe. Mai șontăc, dar merg. Acum sunt foarte ocupat. M-am înscris de nevoie la un curs post-universitar de lungă durată, 6 luni. Pe scurt, vreau să trec de la 6 picioare la mers în 2 picioare. Că la ora actuală merg în 6 picioare. 4 picioare sunt de la cadrul metalic cu care mă târâi prin apartamentul 14. E, vreau să renunț la el. Ce ziceți? Îmi trebuie 6 luni? Eu sunt optimist. Examenul pentru mine va fi când atât când umblu prin apartamentul 14 nu se observă campană la unul din picioare. Știu că va fi foarte dificil. Deja am evaluat. Adică zilnic fac de 2 tranșe de bicicletă ergonomică. 10 minute. Am ajuns la 14, la viteză de 14 km la oră. Ce erau la piciorul ăsta, așa mișcă. Însă așa are probleme. Dar trec mai departe. Încet, încet. Fiindcă accept ce s-a întâmplat. Că vorba unui clasic în viață de la mine de pe scară, mecanic auto. Care spunea, zice, lucrează tablele. Ei, la ora actuală sunt în faza asta că se așează tablele. Ăștia am modificat hard niște dimensiuni, montând un bilet asta. Și acum și mușchii trebuie să obișnuiască cu această realitate. Cam neplăcut. Da, dar sper că vă bucurați pentru mine, că am apărut iar online. M-am apucat să fac un log în care trec ce fac zilnic. Că poate folosește cuiva ca să arăt cum se poate face o revenire în joc.
Și trec acum la diversa. Victor Ponta a strigat intempestiv. Iliescu a câștigat Revoluția. Mai lăsați-mă cu revoluțiile voastre, înainte de a ieși din sală. Mulți de întâmpit vreau de tot. Ce să ne-a condus? Alta. Un fiul lui nimeni. Ministrul propus la energie se scuză în fața jurnaliștilor că a descoperit CV-ul său plin de greșeli gramaticale, afirmând că acesta a fost scris de o secretară în urmă cu 10 ani. Și zice, citez, el a fost completat, cred, de o secretarea mea acum 10 ani, când eram la CNPDF-CA, propus pentru director general adjunct. În momentul când suntem implicați în mai multe activități, iar eu eram președintele Comisiei de Mediu și aveam câteva puncte importante pe ordinea de zi. Am spus, sună, iei CV-ul de acolo, îl modific și îmi dai să-l văd. Din păcate, nu mi l-a dat să-l văd. Eu eram convins că nici nu sunt pe site. Am aflat de presă că am CV-ul acolo. Nu era apanajul direct al deputatului. Toma Pecu, cretinul. Păi propriul tău CV-ul. Nu obligația ta să ți-l completezi corect. E bine, e promițător de cum. E la energie. Sau la alta, viscol, urât. E o chestie care nu înțeleg. Gabriela Firea s-a implicat plenar, a făcut-o bine. Și se referea la persoanele care nu doresc să fie duse la adăposturi. E, asta nu înțeleg. Luat pe sus, dus la adăpost și încuia ușa. Pum! Cum aia nu doresc? A, nu doresc? Foarte bine. Fă o declarație, du-te. Și te găsești popândou acolo. Da. Dar la alta, patru vrăjitoare de magie albă efectuate noaptea pe vineri, un ritual de descântece pentru nou guvern al României la început de mandat, astfel încât executivul să ia măsuri pentru crearea de locuri de muncă, deci să înțeleagă cu președinte Klaus Iohannis ritualul ca să fie prosperitate în țară. Ne-am scos. Norocul ăsta, patru prăjitoare. Acum, dintr-un punct de vedere, eu nu văd nicio deosebire între activitatea acestor patru prăjitoare și a românilor care votează, care se tărăsc în jurul bisericii pe coate și germânumi. Eu cred în lor, în sfârșit. Dar la alta, profesorul Gheorghe Menciniscovski i-a mertat pe toți. Nu înțeleg. Fie și în Vechiul Testament, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Cum poți, când tu ai fost, ți s-a distrus viața, tu să ierți? Un candidat pentru Sfânta Tereza cu pantaloni. Nu pot. N-aș putea. Morcui de gât. Iar lor, ăla care a făcut chestia asta, care încet, încet acum apar pe sticlă, le crapă obrazul de rușine. Uite cine a făcut asta. Li se rupe, pur și simplu. Cum zicea doctorul Freud, primul semn al prostiei, lipsa totală a rușinii. Din punctul ăsta de vedere, sunt full. Dar la alta, mare scandal, mare scandal. Că Dragnea vrea să facă o lege.
care cu răspunderea magistraților. Și o sărit ăștia în cap, că de fapt toată legea o face pentru interesul lui, că la 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 la. E o noțiune. Malpraxis. La noi este... Găsiți cu picii. Provine din latină, malus rău, praxis, practică. Practică rea. Și că trebuie să fii pedepsit pentru asta, să plătești. La noi s-a lipit treaba asta numai de aspectul medical. Însă problema este mult mai complexă, că se referă la practică greșită în toate domeniile. Deci inclusiv în calitate de procuror, în calitate de judecător. Și să practică dincolo. La noi, nu. Așa că eu n-a spune, domne, răspunderea magistraților. A scoate o lege malpraxis legal. Și acolo cu feliuță pentru fiecare care practică ceva. Și acolo e și bucata de la medicină și o bagi acolo și completezi inclusiv la procurări. În alta situație paradoxală. Scuze din București sunt închise în timp ce copiii din Popas n-am mers la școală chiar la minus 30 de grade. E o problemă de mentalitate. Frecvent am remarcat asta. Cum ninge puțin de o palmă în București, wow, ce probleme! Și de multe ori am primit explicații, domne, păi iarna e jale, domne, mă ducesc în Brașov. Avea mașină, dezepezirea, canci în Brașov. Știam o treabă, nu mai am frână, nu mai am accelerație, nu bruscăți volanul. Și mă mișcam, mai greu, dar mă mișcam. E o treabă de mentalitate. Dar mental ăștia nu sunt pregătiți. Apropo de bucureșteni. Când urcam pe Posada, ajungeam la deal, eu trăgeam tare, că acolo mergea mașina, ca lumea. La vale mă depășeau astăzi burliții cu cai putere. Și vedeam, mă apropiam de cât un viraj. Și vedeam în față o mașină, care vira în fața mea, mergând mai departe pe traseu, pe predeal. Și punea frână. Deci urcau și puneau frână când virau. Zic, mă, ăsta e bucureștean. În situații de genul ăsta, e piciorul de pe accelerație. Se frânează. Da. Ar fi ceva? Știu, o să dispară în mod natural. Am zis, nu prea, dar mă durează, cred. Și acum, dacă am revenit în joc, am multe de spus încă. La nivelul meu, mini-tehnic, atâta mă duce cap. O să se văd, chiar schițez o urmă de zâmbet. Mi s-a umflat și degetul cu inelul. Mă bucur. Încă o dată scuze pentru calitatea însemnării, nu-i prea elaborată. A fost foarte, foarte dificil ca să mă mobilizez, ca să pot realiza. Da, am reușit. Toate bune, ne mai întâlnim. Sper. Și gândi la cursul la universitate. Îmi pare nașpa. Post-universitate, scuze.
Trec în Sibiu. Postscriptum. Nu-mi place să laud. Mi se pare normal ca să faci totdeauna ce trebuie. Însă trebuie să evidențiez rolul fetei mele, Dana, care în această perioadă m-a asistat profund și a intrat în rol. Nu caut să o chinui inutil și de asta mă rezum să accept că efectiv am nevoie de ea, să vină zilnic pe la mine ca să îmi rezolve niște mici aspecte care nu mă descurc timpul. Mulțumesc foarte mult, Dana. În modul tău discret m-a ajutat enorm. Am avut noroc de fete bune.